al nostru în fața publicului într-un vechi cântec românesc. Nu pot însă să fac asta fără să invit în scenă un artist, un prieten drag nouă, al cărui nume nu-l aveți în programele de sală, pentru că avem câteva surprize. Un om cu totul special, un om care ne inspiră pe noi de fiecare dată prin căldura sufletească, dar și prin profesionalism și prin sensibilitatea de care dă dovadă în scenă. Doamnelor și domnilor, Simona Sângulescu. Oh, dear.